Companiile pot opta din această lună pentru emiterea facturilor electronice prin sistemul ROE Factura. Este vorba despre o platformă digitală ce a devenit operațională din 11 noiembrie. Acest mod de facturare este folosit cu precădere în domeniul livrărilor online. De asemenea, marile companii îl utilizează cu succes. Reprezentanții ANAF spun că această modalitate online de facturare este pe cât de modernă, pe atât de simplu de utilizat. Companiile pot opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică, ce a devenit operațională în această lună. Metoda online de facturare se poate aplica și în cazul furnizorilor de energie electrică sau telefonie mobilă. Totul se desfășoară în sistem online. Vorbim în primul rând despre o factură în format electronic. Formatul facturii este descris prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 120/2021, precum și prin Ordinul Ministerului Finanțelor numărul 1306/2021 și vorbim aici de elementele, componentele ale facturii. În acest sistem avem câteva componente, după cum am spus, câteva elemente și anume, vorbim în primul rând de operatori economici care fac livrări de bunuri și de produse sau prestări de servicii. În domeniul achizițiilor publice, companiile care optează pentru utilizarea sistemului ROE Factura vor avea obligația de a emite doar facturi electronice și de a utiliza acest sistem în relație cu toate autoritățile contractante. Pe de o parte, avem autorități publice atunci când este vorba de achiziții publice și putem avea chiar și alți operatori economici care sunt beneficiarii acestor livrări de produse, de bunuri, produse sau servicii. Transmiterea facturilor electronice se face printr-un sistem național privind facturile electronice ROE Factura. De asemenea, un alt element component, acest sistem național este și el reglementat prin Ordinul 1365/2021, Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. De altfel, acest sistem național este administrat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, este organizat și supravegheat de către Agenția Națională. În relațiile comerciale, în vederea utilizării acestui sistem, atât emitentul facturii electronice, cât și destinatarul trebuie să fie înscriși în registrul ROE Factura.